Dacă o fac să râdă, trebuie să o pup. Ia fii atent pe cine cheamă acum. Așa și eu. Da, și eu acum trebuie să plâng, da? Dar poate cheamă pe tine și am vrut să-ți fac o farsă. Chem la Camera Roșie, pe Cristina. Cine? Cristina, ești nebun? Cristina. 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 Pam, pam. Băi, omul ăsta e plin de surprize, știi? Cristina. Oare cine? Da, nu? Ai loc. Mersi, da, locul. Cine credeți că a chemat-o pe Cristina? Radu. Bravo. Clar. Ați găsit. Și cine credeți că o va mai chema pe Cristina? Patrick. Alexandru sau... Patrick pleacă direct cu ea. Oare ce să fac treaba asta? Oare când zâmbește? Când râde sau pup, oare? Nu bine, așa. Nu, no, nu, no, nu no, bine. Hai stai jos. Da, hai, închideți conexiune, că am înțeles. Nu m-am prins. Mersi. Ba, nu, știți ce o să fac? De fiecare dată când zâmbești, o să fac așa. Hai să vedem. Așa. Era bine de lăsat. Alexandru, deci tu... Da, dă-ți seama că nu o să mă pun să fac flotări pe acolo, nu? Păi de ce? De ce? Nu poți, poți să faci orice vrei. Așa ceva nu, amuzant. Tu știi ce să faci? De ce să dansezi Macarena. Să dansezi Macarena. Aia cum e, așa? Nu, Macarena e așa. Nu, mă, nu, ascultă el, tu... De câte ori zâmbește Larisa, se face ce puternică e fata mea. Păi, da, așa ce, din să o atinge așa pe brațe, pe, așa din bun pe picioare, nu, să zice, nu, picioare trebuie puternice. Trebuie să fie un trigger, așa. Să o pipă. Un semnal. N-auză. Vezi, scoate cartela și mai bag o dată. O dată la 30 de secunde. Numer 30 de secunde și faci Macarena. Okay. Odată la 30 de secunde Macarena. Auză, o pipă, să zice ce puternică ești. Și tu, George... Haide, cu pipăitul, ce mai este acolo? Ah, dă-mi-le pe toate mie. Păi nu, că ți le scoate pe alea. Să-ți punem ceva amuzant, hai, lasă flotările. Să te joci în părul ei și când ea îți spune poate ce are părul meu sau așa, să-i zici, mereu mi-am dorit păr lung, să ai tu păr lung. Ah, bine. Ceva de genul ăsta. Ia atingi părul și zici, mereu mi-am dorit păr lung, dar odată la 30 de secunde. Dacă spune ea, dacă nu spune. Păi dacă nu spune, spui tu. De 10 ori. Ai, dragă Ruta, adică tu ne salvezi pe toți care suntem indeciși. Deci nu cred. Hai să te pup. Eu sunt salvarea voastră. Ce faci, Cristinuța? Uite, bine, mâncam înghețată. Din aia ai luat, Patrick? Da, dar nu-i bună, îți place? Cea mai urâtă înghețată și cea mai ieftină, cred că care o luat-o. Cum să fie ieftină? La trei înghețate, o primit o șapcă. Nu cred că o primi șapcă. Ba, da. De asta o luat el trei înghețate de acolo, da. O primi șapcă. Cum ești? Sunt bine. Chiar bine, adică mă simt și mai bine. Cineva vrea să se împece? Nu, nu simțim asta, adică cel puțin eu nu simt. Nu te cred. Nu simt să mă împac cu el, mie ok în situația în care mă aflu. Dar ai spus tu că s-ar putea să-ți treacă de el? Da, pentru că în momentul în care el pleacă, eu aș avea un gând de genul cumva că un om care ține la tine nu te lasă, știi? Nu pleacă și a suferi probabil, nu că a suferi. Dar tu așa nici nu... Mi-ar fi greu o perioadă să trec peste faptul că el nu mai e, dar și când îmi trece, la mine nici nu mai revine. Ce părere ai că... Că ce? De stângă cealul, Laurențiu. Nu-mi pasă. Aia nu-ți pasă. Nu vreau să pun nimic la suflet. Ai zis Alex. Și vreau să mă distrez. Să fac ce simt. Dar ce? Să râd, să glumesc. Cum se pare că a făcut asta? Că ai chemat-o pe Cristina, în stilul lui. Că părea evident că nepăsător. Se cheie pe tine. Nepăsător. Indiferent. Oare știe ce era? Nu știu dacă ai putea să te apropii de altcineva. Asta am văzut și eu. Să așa știi? E? Asta observ și eu. Acum n-am... Dar nici nu cred. Bine, pe lângă asta nici nu cred că e cineva acum în casă care să... Acum... Să-ți poată atrage atenția. Clar! Că nu e nimeni cu care să poată... Alex! Cu care să... Nu! Cu care să pot interacționa. Hai, dar tu cum ești? Hai, zi-mi despre tine. Avem o provocare. Ce provocare? Nu pot să zic. E legat de sufletul de dinainte. Eu cum sunt? Da, cu Bianca. Cum începe? Cu Bianca? Da, adică pe bune. Uite, am observat pe conexiune, astăzi ai spus că nu... Că ea a zis că nu mai vrea să vă asociați. Și tu ieri, sau când a fost ziua ta, al altei, ai avut emoții față de ea, așa cum zici nou același lucru. Mai, în primul rând,
Eu zic așa, cum cred eu și cum văd lucrurile. Nu mai știu dacă eram bine până săptămâna trecută, dar oricum în weekend a ieșit un material pe TV în care eu ziceam că nu aș accepta niște chestii ce le-a făcut ea lui Alex. Și mă așteptam cum ar veni luni să vină o contră sau ceva să se întâmple din partea ei și luni aș fi venit așa de nicăieri, nu vreau să mai mi-asociați numele cu Laurențiu, știi? N-am zis nimic. Așa și m-am și zis că sunt unele chestii pe care eu nu le-aș accepta din partea ei și uite că în gală mie nu mi-a plăcut deloc ce a făcut ea acolo, adică oricum ar fi, nu știu, să fim noi o gașcă de prieteni și toți ne punem pe același gând să facem o chestie și unul se sucește în ultimul moment. Omul ăla n-are cum să fie privit bine, indiferent de ce... Păi da, știi, e adică... o responsabilitate, știi, nu știi sigur dacă ea nu alegea pe Abra. E o responsabilitate, dar atunci, de ce l-ai mai votat pe Patrick să mai iasă în față? Ok, dar încă nu era clară situația, probabil din punctul de vedere dacă i-ar fi luat cecul, plus că dacă ar fi ieșit în față Robert, Mihaela și Patrick, gândește-te așa, dacă Patrick ar fi mers înapoi. Da, bine, uite, oricum nu despre asta era vorba. Nu, era, nu despre asta. Era vorba a fost decizia ei, a fost o responsabilitate mare pentru ea. Nu mi-a plăcut și ea. Mi-a confirmat niște chestii ce le-am spus că eu nu le-aș putea accepta și mi se pare un gest ăsta de viclenie, eu așa-l văd. Ok. Așa, după aceea am zis că eu nu... Deci că s-au schimbat lucrurile, știi? La un moment dat ea nu mă credea că mi-mi place de ea. Acum... Tu nu o crezi. Da, eu nu o cred și când am venit în casă la voi cu sora mea, chiar, știi, așa prin cuvinte, poate și eu pot să vorbesc despre masa asta o oră și să nu cred nimica din ce spun, dar emoție nu le pot. Nu le pot, ascunde, controla. Nu le pot. Și am simțit-o atunci că chiar îi pasă și cumva, fără să vreau, a venit și de la mine același lucru. Înapoi. Dar tu cumva și tu consideri pe ea singura fată cu care poți interacționa în modul ăsta din casă, nu? Adică mai apropiat așa. În felul ăla, da. Cumva ți-e dragă, da, deși dragă, te supără poate cu unele lucruri, da, tot. Da, supără, cum să nu, dar nu. Nu cred că e genul de om care ai zis că nu ți ură și cumva. Ură. La mine s-a șters cu buretele și ce s-a întâmplat. Și acum timpul petrecut cu ea cum e? Cum e în casă? Cum a fost acum? Cât ai stat cu ea, da. Acum a fost ziua mea ieri și am ieșit cu Patrick și cu sora mea în club. Și sincer, sunt un pic obosit și eu nu funcționez bine absolut deloc. Nu cred că iar ești obosit. Eu nu funcționez bine deloc când sunt obosit. Mi-mi trebuie 8 ore de somn neapărat ca să... Ca să port o discuție mai profundă decât ce purtăm noi acum. Deci tu ești obosit. Ești pe spate. Mai tot timpul, pe pat, să înțeleg. Pe patru, nu-l vezi, că zici că trebuie să-i facem perfuzie. Cred că tu când spui numele concurenților din casă faci așa. Nu, ești pe aproape. Când zâmbești. Fii să ne grijă de tine. Și tu. Pupici. Stai, bă, frate, liniștit, că nu s-a întâmplat nimic, că nu fi... Da, nu s-a întâmplat nimic. Dar m-am și îngrijorat. Ți-a dat conexiune? Da, m-am îngrijorat. Cu ce curaj te-ai întors aici, în casă, Lorenzo? M-a și pupat pe colțul gurii. Dar fără să vrea. Dar cum ai făcut alegerea asta, Lorenzo? Ce? Cu Cristina. Cristina? Place mie să stau cu Cristina în camera roșie. Nu-mi pasă. Go? Nu-mi pasă. Vorbește cu amicul tău. Da, da. Acum da, eu da. Cu toată lumea-s verișoară. Da, nu? Bine, mai sunt și persoane care... Mai odată pleci fără să mă întrebi? Ne supărăm, da? Unde? În camera roșie. Mergi cu alți băieți, așa. Dar tu cine te consideri? Fractul. Și ce trebuie să-mi scrieți? Vezi, acordul? Ia vezi, că tu nu-ți permisiune pe mine de urechile, că sunt micuțe. Ia vezi. Ia vezi de urechile tare, care sunt foarte mari. Cu cine te interesează pe tine, dar nu te interesează. Zic cu cine ai fost, cu Radu, cu... Nu! Ha? Cu Radu? Ce-a fost asta? O schemă de-a mea. Am văzut că și eu nu-i așa. Și eu nu-ți face așa când zice, ai fost cu... Și arată coțe și zice, am oprit că se referă la Radu. Parcă n-ai mai vorbit cu fete. Vorbesc, mă, dar sper că nu duce nicărge. Dar de ce nu e atracția asta? Nu știu, eu câteodată, chiar când mă uit la tine. Cum o simt? Am așa, oricum când vorbești cu o persoană de un sex opus, nu știu dacă ți se întâmplă. Poate zic ceva greșit. Alexander! Da. Când voiam și eu să mă duc până la bani. Este așa o chestie de parcă acum... te duc în capul tău. Nu știu dacă ți se întâmplă. Înțeles. Dacă e potrivit, nu-i potrivit. Sau nu știu, chiar dacă, uite, tu ești prietenul meu și eu vorbesc cu tine, dar câteodată pot să am și alte gânduri. Da, asta e de natură omenească, cred. Da, adică și de ce n-ai? Bă, nu e vorba de chestia asta, credem. Nu e vorba că uite, nu tu te duci, vorbești cu ea și chiar nu o vezi ca pe o fată, nu știu,
femeie e și atractivă. Pentru mine aici nu mai pot să mai fac absolut, nu mai simt să mai fac absolut nimic. Calme, dar nici nu se văd pe scalme. Dar nu e vorba de asta, nu mai am trac și chestii genul ăsta, crede-mă, nu am o chestie genul. Ai pus un TikTok? Fău, că faci acolo o mașină. Și noaptea și... Da. De ce pe TikTok ești altfel? Laurențiu, a făcut Bianca ceva greșit? Nu cred. Și cu toate astea, tind să cred că da, pentru că n-ai chemat-o în camera roșie. Nu ți-a spus? Mai în glumă, mai în serios, ți-a spus ok, în camera roșie. Și-a luat și rochie roșie și ți-a dat și cu ruj roșu. Dar numai eu observat că Laurențiu face ce face Patrick. Eu cred că fiecare naș își are nașul și tu ți-ai cam găsit nașul, Bianca. Opa. Cred că asta e problema la tine.